Neața simpaticilor. Hai, vorbesc acum cu ăștia din presă. Ești simpaticilor. Stai la mine. Eu mi-am permis să-mi fac o măliguță cu brânză. Tate n-a fost niciodată, n-a lucrat niciodată în fața camerelor. Deci nu poate pretinde că a fost abuzat. Sau că el s-a înșelat. El, din propria lui voință, după ce fetele au intrat online și au produs bani și au început să facă bani, el a crezut că poate intra online. Abuzând alte modele. În ciuda faptului că i s-a spus de nenumărate ori nu, sau modelul respectiv a început să-l înjure, să-l blesteme. Vă sunt la întrele. Unele modele din UK sau din alte țări cu cetățenie alta decât română. I-au înregistrat privatele, după care s-a dus la poliție. Sau, mă rog, da? Demascându-l pentru ce a făcut. Adică nu spunea o poveste. Așa poate să vină și la mine una poveste, să-i spun o poveste. Nu, el era în calitate de membru, a plătit. Sunt foarte multe persoane care devin abuzatori. Sunt sociopații care ajung așa. Îi face societatea, îi faceți voi, că se consideră, îi face să se simtă mic, al bărbații, nu femeile. Femeile nu fac pe el să se simtă mic. Și el crede că dacă a făcut sumele alea de bani, poți să aibă orice femeie și poți să-i facă orice, oricelei femei. Pentru că plăcerea este singurul lui, singurul lui stimulent. A fost umilit de către un alt bărbat. Un alt bărbat n-are cum să se simtă umilit de o altă femeie și să umilească o altă femeie. Nu. Un bărbat va face bani pentru că a considerat că a fost umilit de către un alt bărbat. Din punct de vedere social, din care mai vreți voi. Și acolo se regăsește. A văzut că chestia asta prinde. Aveam un membru care pretindea că este din dracu-l cheamă? Era român jet-be-jet, ca să știți. Căsă din Norvegia. Și pretindea că îi plac poveștile despre bestialitate. Și de cele mai multe ori mi-a fost milă, am vrut să văd profilul lui psihologic. Mereu mă forța să spună că încerca să obțină o chestie de genul ăsta. Numai că socotara de la Târgu Neavă Nicoaia de la oraș. Vă poți să trebuie să-i prindeți, că ăștia dacă nu fu femei, fu de animale.
Da? Bun. Și cu chestia respectivă m-ar fi șantajat, cum s-a întâmplat în alte modele, nu ca să ajung în pușcărie, ci ca să fiu într-o relație cu el. Dacă ar fi mers schema. Dar nu i-a mers. Ca să ne înțelegem. Pentru că site-urile pe care eram sunt de sex, nu sunt de SF. Sunt aplicații SF cu scrieri de SF în care ei să se hrănească. Bun. Mergem mai departe. Așa s-au prins în Asia. Două persoane care încercau să găsească femei pe care să le fecundeze cu tot felul de animăluțe. Dar web încerca să luați contact. Da? Să creeze o nouă specie. Vezi că sunt deja fecundați. Sunt reale. Întrebați alte agenturi străine ale voastre, inteligenți. Poate vă puneți cap la cap. Acum, următoarea. Acele modele au făcut chestia asta. Pentru că la alte modele, cum am fost eu sau alte românce, nu venea ca să vorbească. Pentru că noi preferam să scriem, pentru că scriem mai încet, mai câștigam și niște bani. Pe când modelele din UK au fost de acord să facă asta, unele dintre aceste modele le-au registrat pe anumite alte platforme care sunt legale. Le plătea bani. Deci l-a plătit ca să ajungă în pușcărie, ca să ne facem înțeleși. El nu a realizat că el face o legalitate, el pur și simplu a trăit cu impresia că banii pot să-i aducă și să aibă orice femeie. Bun. Asta este Tate. Aia ca Tate e ok, găsim, avem noi soluții. Eu, de exemplu, în jur, în Bapula, în ce mai fi, te urmărește pe strada asta, este, omoară o altă femeie, mă omoară pe mine care îți vor purta voce, barnam că nu știu, eu vă zic doar posibilitățile. În spatele meu mai sunt vreo 500, ca mine. Eu am trimis toate aceste chestii în altă parte. Deci, în concluzie, mă, simpaticilor, să-mi spuneți dacă vreți. Adică știți că voi știți numărul de telefon. Când e ancheta, este internațională, să mă anunțați. Să vine dau cu subsemnatul. Omoară pe alta sau face ceva. Oricum, ei nu au înțeles că nu este ok. Adică, în biblica ala lor, nu. Avem, pe ei interesează doar banii. Sunt câteva fete care au căzut în plasa la așa ceva. Nu știm exact dacă persoanele din Asia au ajuns cumva pe mâna unor astfel de traficanți, dar e bine să căutați. Acum, nu este SF, din păcate, e realitatea crudă a dark web-ului. Simpaticilor, n-aveți voi agenți calificații și fonduri pentru ce nenorociți sunt acolo. Eu n-am avut timp, ați înțeles? Puțin. Așa că, dragilor, un membru, el a plătit ca să ajungă în pușcărie. Da? Deci el a dat și bani ca să ajungă în pușcărie. El nu este vinovat.
Nu este nevinovat. Asta este profilul psihologic. Nu este o fată care are nevoie de bani și se plătită pe minut, se spune la povești științifico-fantastice citite de pe un text de pe net. Nu. El este un membru care plătea o altă fată să-i spună cum o violează. Și fata respectivă, pentru că avea nevoie de bani, a stat. Numai că a apăsat pe butonul rec. Tăinion. Pentru tăit. Nu s-a înștenat nimic. El și-a făcut-o cu mâna lui. Eu, în online, amenințările, tot ce fac eu, este rost. Este luare la rost. Mental. Am dreptul să mă vindec prin metodele mele pentru că am fost atacată. Voi, care este motivul pentru care credeți vreodată că acest individ banul nu mai schimbă hotărârile? Este profilul abuzatorului. Eu de câte ori încerc să privesc un video al lui Tate, să-l ascult, mintea mea începe să audă un sunet. Îl știți sunetul ăla care l-auziți în videourile mele, special pus? Așa încep urechile mele să facă când este vorba de sociopați periculoși, violatori, abuzatori. Asta mi se întâmpla și când stăteam cu băiatul ăla. Începe să-mi țiuie urechile. Numai de bine, dragilor, dacă vreți puteți să consumați acest video ca și rost științifico-fantastic, dar în ziua în care o să mergeți pe stradă sau o să apară tot felul de imagini în mișcare a unor struțocămilo omenești, să mă anunțați și pe mine. Să îmi spuneți că nu sunt împită, știți? Deci alea nu sunt poze, sunt realități. Oamenii, femeile și bărbați, femeile și animalele, mai ales de gen feminin, sunt răpite pentru așa ceva. Duse în niște laboratoare, obligate și fecundate. Animalele astea nu sunt crescute în purta unor. Dar ca să știți ce faceți cu sperma, aveți grijă. Adică, nu mai apărat femei care sunt răpite, dar sunt femei a căror spermă o vând, vă trimiteți, o cumpără niște ăștia bravo vouă, mama, după care este injectat în anumite condiții, în anumite situații. Ce simpatici sunteți, vă pup. Și voi alergați după femei care acuză greșit niște bărbați, pe bune? Care vreți să le îndrăgostiți, nu știu dacă să le futeți, știu dacă să faceți. Produc la interesul vostru, în casei, te fac. Bună dimineața! Atât. Păi nu, mie să-mi dați, mie trebuie așa, invitație specială, nu trebuie să vă dau nicio chestiune, să-mi spuneți exact cât mă plătiți, știi? E complicată treaba. Dar trebuie să știi să vorbești, trebuie să ai cu tine papagalul. Și o siguranță. Vă salut. Nu mi-e plângeți de mine, Tate. Tate e ultimul pericol. Cel mai mic pericol. Viitorul arată sumbru. Succes în inteligenții, băieți.